Nu trebuie să vă duceți în locuri ascunse, sacre, lăcașuri de cult, temple de cult, ca să vă reveniți. Când unul nu poate, altul de lângă el va reuși, va putea și va fi exemplul pentru cel care nu poate. Concentrarea și atenția sunt lucruri vitale. Cine nu le are, ajunge la disfuncții neuropatologice. Disfuncțiile și-au făcut locul într-un creier care nu are aceste capacități de memorare, concentrare și atenție. Concentrarea este punerea de centrare, este o forță de a centra o energie pe un punct, pe un lucru. Privirea și atenția o să rămână focalizate pe secundarul care se mișcă după ora 12. Cu cât mai mult vei face acest exercițiu simplu, cu atât mai mult o să poți să măsori modul de concentrare al tău. Când întâlnești pe cineva necunoscut, caută să nu judeci după aparență. Deci caută să ghicești vârsta. Intuiția este o formă de expresivitate a încrederii tale în oameni. Și atunci când ești în pat și te-ai pus și te-ai liniștit, te-ai relaxat progresiv, mintea ta se va duce către un scop. Păi, care e scopul meu? Ce vreau fizic? Ce vreau spiritual? Ce vreau emoțional? Vreau o relație? Vreau bani? Sistemul de operare este asemănător cu un Windows care, dacă nu este upgradat din când în când, nu poate să facă procese noi, adaptate condiției actuale noastre. Se fixează în mod intențional și voit atenția pe un lucru, 3 secunde, după care pe alt lucru, după care pe alt lucru. Deci, poți să uiți acum la ochii mei să vezi, dar pun atenția aici, pun atenția 3 secunde acolo, mă uit, îmi dau seama că în 3 secunde sunt și văd, în 3 secunde mă uit în altă parte. Vă mulțumesc și voie bună în inima și în mințile voastre să fie.